Duminică va cădea cortina peste ediția din acest an a campionatului național de karting. Ultima etapă a sezonului se va desfășura pe circuitul Băcăuan-Selena Motorsport. În absența campionului național la mini, Denis Marcu, plecat în Italia unde pregătește următoarea rundă a campionatului mondial, gazdele de la Selena Motorsport își pun speranțe în Alexandra Marinescu și Mihailov Pascar. În acest sfârșit de săptămână, circuitul Băcăuan-Selena Motorsport găzduiește ultima rundă a campionatului național de karting ediția 2010. Sâmbătă sunt programate sesiunile de calificări pentru ca duminică să se dispute cele două manșe de concurs. Festivitatea de premiere se va desfășura duminică după amiază, cu precizarea că vor fi premiați doar câștigătorii de etapă. Titlurile de campion național urmând să fie decernate la Gala Campionilor, care va avea loc cel mai probabil la finalul anului. Etapa băcăuană reunește la start peste 30 de piloți, dar consemnează și câteva absențe notabile, printre care și cea a campionului la clasa mini, Denis Marcu. Având un avans de puncte insurmontabil în clasamentul general, pilotul asistat tehnic de Selena Motorsport a plecat în Italia împreună cu directorul sportiv Vladimir Borțov pentru a pregăti etapa a doua a campionatului mondial de karting, ce se va disputa săptămâna viitoare. În lipsa sa, Selena Motorsport Bacău va miza pe Alexandra Marinescu, pretendentă la un loc pe podium la clasa mini, și pe Mihailov Pascar, care țintește victoria de etapă la Pufo.